Nu contează ce credem noi, nu contează până la urmă nici măcar adevărul. Contează ce decide instanța. Instanța a decis așa, asta este, de aceea avem instanțe în România, să ne supunem deciziilor instanțelor și să le respectăm. Eu am respectat, nu am făcut niciun fel de comentariu de niciun fel legat de decizia de atunci. Spun că este una de dreaptă și o să merg până în groapă, o să merg cu convingerea asta, pentru că eu știu foarte bine, nu știe nimeni ca mine ce s-a întâmplat, și spun că este o decizie nedreaptă, dar și judecătorii sunt oameni și ei pot greși. Eu cred că atunci s-a greșit.